Bun găsit! Discutăm astăzi despre insuficiența cardiacă. Aceasta se definește ca fiind pierderea capacității inimii de a pompa corespunzător sângele. De aici rezultă o circulație deficitară globală la nivelul tuturor organelor și țesuturilor care poate duce la complicații grave de sănătate. Despre toate acestea ne vorbește acum profesor universitar emerit, dr. Elvira Craiu, medic primar cardiolog. Bună ziua! Bună ziua, bună regăsire, toate cele bune în această vară care aduce și bune și rele și mulțumesc de invitație. Și eu vă mulțumesc că ați acceptat și ați reușit să vă rupeți din programul dumneavoastră să veniți aici la noi, pentru că știu că în ultima perioadă, așa cum spuneați dumneavoastră în emisiunea trecută, bolile acestea cardiovasculare au devenit o problemă. Vorbim astăzi despre insuficiența cardiacă. Ce este insuficiența cardiacă și vor urma și alte întrebări? Ați încercat la începutul prezentării o definiție. Definiția mea este însă mult mai simplă. Calea finală a tuturor bolilor cardiovasculare este insuficiență cardiacă. E pentru aceste boli foarte grave, e greu de dat o definiție, dar simplificând lucrurile ca să fie foarte clare și să nu fie interpretabile, putem spune așa că diabetul zaharat este boala care evoluează cu modificări ale glicemiei. Putem spune că hipertensiunea arterială este boala care evoluează cu modificări ale valorilor tensionale. Putem spune că aritmia extrasistolică ventriculară este aritmia care evoluează cu aceste modificări de ritm. Și putem spune că insuficiența cardiacă este boala complicată, extrem de complicată, cu care se sfârșește orice boală cardiovasculară. Trist, dar adevărat. Și tot prevenția, că tot mergem la discuția anterioară, face să diminuie riscul de insuficiență cardiacă. Acum, vorbind de insuficiență cardiacă, putem concluziona câteva elemente. Deci, la acest moment o cuantificăm. După o cuantificare americană, se numește stadiul NIHA, care are 4 stadii, nu este o demarcare foarte clară, numerică, între cele 4 stadii NIHA a insuficienței cardiace. Începe de la oboseală, la un efort foarte, foarte mare, stadiul 1 spre 2, 2, un efort moderat, 3, un efort foarte mic duce la oboseală, te obligă să te oprești din ceea ce faci, și stadiul 4, care înseamnă oboseală extremă, nu poți ajunge nici măcar la toaletă, la bucătărie din patul de suferință, pentru că obosești și nu ai un echilibru. Este o diferență foarte mare între bolile de bază care ajung în insuficiență cardiacă. Acum, suntem în faza în care partea de ischemie miocardică, care înseamnă cardiopatie ischemică, infarctul miocardic cu formele lui, angina pectorală de efort și așa mai departe, deci partea ischemică, la acest moment are un tratament, dacă ajungem la doctor când trebuie, extrem de țintit și care rezolvă tot ce înseamnă riscul de insuficiență cardiacă, adică este un infarct, se face coronarografie, se depistează artera sau arterele bolnave, indicația este de stent sau de bypass, sau situația este avansată, se cere numai tratament medicamentos. Deci partea de ischemie se tratează înainte sau după coronarografie, înainte sau după stent, înainte sau după bypass, cu mult succes. Bolnavul vede clar dacă nu a ajuns în insuficiență cardiacă pe forma asta ischemică, vede foarte clar că este alt om în momentul când, de exemplu, i s-a pus un stent sau două sau trei. Dar în momentul când această fază este depășită, în momentul în care
Cardiopatia hipertensivă, cardiopatia diabetică, cardiomiopatia anemică, cardiomiopatia, vedeți, cardiomiopatia din bolile autoimune, înseamnă modificare de contracție miocardică, modificare de capacitatea mușchiului miocardic să facă față efortului pe care profesia, familia, situația, viața o implică, în general. Viața în general. Modificarea de contracție se tratează greu. Cu cât bolnavul vine mai târziu, când este NIHA 2 pe 3, 3 pe 4, mai ales, o situație explozivă spre foarte bine nu există. Trebuie controlat și partea ischemică din această modificare de contracție, în ideea în care a ajuta acest miocard din toate punctele de vedere. Dar în momentul în care, de orice cauză, este stadiu 2 pe 3, 3 pe 4, NIHA, tratamentul este, există și aici tratament, fără doar și poate, medicamentos, dar cu restricții importante de sare, de grăsimi, de efort și cu indicația de tratament precoce, orice infecție care apare de susținerea ficatului. De ce? Insuficiența cardiacă, stadiu 3-4, face ca totuși ficatul, rinichiul și plămânul să participe cu tarele lor în această insuficiență. Inima, nemai pompând cu greutate specifică importantă pentru tot echilibrul organismului, suferă foarte alături de inimă aceste trei organe. Ficatul se mărește, rinichiul nu mai pompează, nu mai reușește să-și ducă la bun sfârșit funcția pe care o are, crește ureia și creatinina, și plămânul duce la sufocare. Și în momentul în care pacientul nu poate ajunge la bucătărie singur, trebuie testat din toate aceste puncte de vedere și trebuie tratat pas cu pas orice implicare hepatică, pulmonară, renală. Ideal ar fi să ajungă chiar în faza aceea, adică să aibă sub control situația mult mai devreme. În momentul în care este o boală care te-ai născut, o boală congenitală, în momentul când erau și mai sunt încă bolile valvulare post-reumatismale, care ajungând în insuficiență cardiacă gravă, stadiu 3-4, se pretează la niște episoade terapeutice, chirurgicale, inclusiv transplant de inimă. Deci, vedeți, transplant de inimă, păcat că se face și... există posibilități tehnice, există colectivul de doctori de la Târgu Mureș. Adică specialiști avem. Și la Fundeni, da, așa, specialiști avem. Dar se pare că tot sistemul acestei modalități de tratament nu este încă la gamanul cât ar trebui să fie. Deci, în tot contextul ăsta, fiecare individ, apropo de prevenție, trebuie să știe boala pas cu pas și să o trateze pas cu pas și să o controleze pas cu pas. Nu un prim examen medical, medicul de familie, pneumolog, cardiolog și așa mai departe îți dă tratamentul pentru toată viața. Nu, pentru că boala cardiovasculară este o boală evolutivă și ține de noi să fie lent evolutivă. Pentru că în momentul când ajunge stadiul 3-4 sau chiar 4, șansele de dat înapoi sunt minime, dar de menținut o situație gravă sub control cu foarte multă atenție din partea familiei. Pentru că bolnavul ca atare nu se prea poate spăla, mânca, îngriji, rade și așa mai departe singur.
trebuie ajutor al familiei, trebuie ajutor în primul rând să-i dea partea de sensibilitatea asta de a avea încredere că se va face cel puțin mai bine. După cum complicațiile COVID-ului, de care știm cu toții, sunt importante din punctul de vedere al respirației, tot așa complicațiile insuficienței cardiace fază terminală din punctul de vedere al posibilității adaptării la eforturile zilnice sunt minime. A venit acest COVID și a agravat cumva problemele cardiacilor? Cardiacii care au făcut COVID să resimt și la 6 luni după un COVID, știu, o formă mai mult sau mai puțin complicată, și se încearcă la acest moment și medicamentos și prin diverse alte proceduri susținerea funcției cardiace și pulmonare. Funcția respiratorie, care e importantă în acest echilibru inimă-plămân, deranjează inima. Înțelegeți? Funcția respiratorie deranjează prin aceste tromboze mai mari sau mai puțin importante ca și echilibru general, afectează inima. Și atunci există o colaborare foarte clară între medicul cardiolog și pneumolog în a echilibra această insuficiență cardiorespiratorie, că asta este de fapt. Deci, iarăși, mă repet, poate, trebuie să fim fiecare dintre noi propriul doctor în ceea ce face tot ce înseamnă prevenția bolilor cardiovasculare, să nu ajungem în situația asta, mai ales în epoca COVID-ului. Adică orice simptom pe care îl simțim că nu este normal pentru organismul nostru? Deci aveți perfectă dreptate. Orice simptom trebuie controlat de unde vine și trebuie, dacă există o cauză bine determinată, trebuie să avem încredere în medicul nostru la ceea ce spune că trebuie să facem. Deci să nu ne fie frică de anume medicamente, să nu ne fie frică de anumită perioadă, practic toată viața. E greu să spui unui bolnav nu fac cu boală la limită, așa, cu insuficiență cardiacă 1 pe 2, 2 pe 3 va trebui să iei tratament toată viața, mai bine îi dai o palmă. Deci acceptă foarte greu. Cei care ajung într-o situație gravă au încredere, au încredere și atunci luptă și ei pentru ceea ce îl sfătuiește doctorul. Adică e o situație de trecere de la mai rău la foarte rău. Temperaturile foarte joase sau temperaturile ridicate sau schimbările acestea de temperatură, cum îi afectează? Foarte rău. Deci trecerea bruscă de la rece la cald, deci de la temperaturi temperate la caniculă, este o trecere care o resimțim tânăr sau un bătrân, sănătos sau mai puțin sănătos, destul de bine, dar în momentul în care este foarte frig și acum foarte cald, ideea este că nu ne face bine decât să ne protejăm. Soarele la acest moment este un factor nociv pentru vârstnic și pentru orice boală cardiovasculară mai înaintată. Soarele pe malul mării la acest moment are raze infraroșii importante, căci lipsește ozonul datorită poluării, și în această situație arde pielea și bineînțeles că e o supra-solicitare cardiacă, respiratorie, metabolică, cum vreți așa. Sfatul meu este pentru bolnavii cardiovasculari în fază NIHA 3-4 să nu se ducă la malul mării. Cei care însă vor să facă o baie mare să ducă dimineața la 6-7 sau seara după ora 19 să facă o baie mare, să usucă că încă este
o temperatură agreabilă și să se convingă că a făcut bine, că a făcut o baie în mare. Marea are calitățile ei vis-a-vis de reîmprospătarea energiei, că nu degeaba mergem să facem o plajă, dar nu cu orice risc. Atenție la aerul condiționat. Aerul condiționat trebuie să fie așezat într-o altă cameră, trebuie să fie pus la 21-22 de grade, nu la 17. 18 nu trebuie să stăm în arealul lui de vânt. Până la urmă sunt, cum să spun eu, niște lucruri normale pentru orice om sănătos. Mai abitir pentru cineva care suferă de aceste probleme. Aveți perfectă dreptate și acele filtre care există la aerul condiționat trebuie să curățate, dezinfectate cu dezinfectori reali, nu așa oricum. Nu oricum, la voia întâmplării. La voia întâmplării, tocmai ca să nu perpetue o infecție de la dintr-o situație în alta. Eu am spus că este un rău necesar aerul condiționat, dar nu cu orice risc. Acum, foarte multe doamne, apropo de factori de risc și situații care pot să ducă la niște complicații cardiovasculare, foarte multe doamne au vitamina D scăzută. Că este în legătură cu o patologie tiroidiană. Deci noi nu avem numai tiroide, avem și paratiroide. Paratiroidele, la o scădere importantă a vitaminei D din sânge, reacționează și ajută evoluția bolii tiroidiene. Există studii destul de anemice în acest moment, când scade vitamina D, crește riscul de fractură, mai ales la femeile în menopauză. Iată cât de importantă este această vitamina D. Și mai există o situație și mai importantă. Nu, sau la fel de importantă. De exemplu, o doamnă cu vitamină D scăzută, pe jumătate din valoarea care ar trebui să fie, îi se dă așa numită statină, care este Sortisul sau Crestor. Astea sunt cele două statine pentru dislipidemie majoră care se folosesc la acest moment. Apar niște dureri musculare la doamnele care iau această statină și această vitamină D este scăzută. Se spune că prima reacție a doctorului este că, de fapt, durerile musculare sunt ca efect secundar al statinei respective. Dar eu, care știu că doamna respectivă are vitamină D, tratez intensiv această vitamină D scăzută, dau o doză mică, cea mai mică posibilă, de statină care o apără la ateroscleroză, și din aceste două cunoștințe fac ca evoluția paratiroidelor să fie bună, tiroidea să fie ajutată, femeia respectivă să ia să beneficieze de această statină și toată lumea să fie mulțumită. Dar bolnavul trebuie să asculte doctorul care știe să explice lucrurile astea. Nu este chiar o noutate a secolului 21 să știe acest lucru și foarte multe doamne la acest moment, cu sau fără o vitamină D mai mare sau mai mică, să preîntâmpine ceea ce am încercat să explic, iau tratament cu vitamină D, mai ales în perioada fără soare. De la 1 noiembrie la 1 mai. Luăm așa cum considerăm noi, dacă dumneavoastră ne sfătuiți, sau doar cu sfatul medicului? Cu sfatul medicului, care controlează. Există multe laboratoare, fac vitamină D. Așa și la acest moment, geriatru, endocrinologul, cardiologul, medicul de familie pot să vă spune
Sunt aceste 3-4 specialități care pot să vă îndrume către această vitamină D. Dacă e în plus, nu greșești. Dacă nu o tratezi, greșești. Că știți că noi suntem cei mai buni medici în ziua de astăzi. Am auzit că este bine să iau vitamina D. Ce? Hai să iau un complex de vitamine. Ideea este că de când farmaciile noastre, o spun, că atât asta gândesc și asta spun, farmaciile noastre sunt și drogherii. Au și cosmetice, au și suplimente alimentare, au și medicamente. Foarte, foarte frumos. Dar să aibă ce doresc eu să cumpăr de acolo, știți? Pentru că sunt la acest moment posibilități să nu găsești anumite medicamente. Deci, eutiroxul foarte folosit de endocrinologi. A fost o perioadă când nu s-a găsit, sau au fost mai multe perioade când nu s-a găsit, și atunci cu atât angoasa noastră este mai mare, și ceea ce tot perorez eu ca prevenție sucombă înainte de a se naște, din moment ce nu avem cu ce să ne tratăm, zic și eu. Așa, deci revenind la insuficiența cardiacă, este iarăși cel mai bun lucru să o prevenim tratând din timp, diagnosticând și tratând corect din timp toate bolile cardiovasculare și toate bolile conexe care pot să ducă la insuficiență cardiacă. Asta nu a mări capacitatea doctorilor de a se exprima, ci categoric mărind capacitatea pacientului vulnerabil, pacient vulnerabil, că de fapt aici am vrut să ajung, pacientul vulnerabil care poate evolua prost într-o situație rapidă de complicație cardiovasculară pe care noi o numim insuficiență cardiacă. Mai avem 2 minute la dispoziție. Iar, mai avem, sigur. Așa, pe final, aș vrea să ne mai atrageți o dată atenția și să spuneți încă o dată câteva simptome care ar trebui să ne ducă la medic sau care ar trebui să ne atragă puțin atenția. Să nu le ignorăm. Orice simptom, orice situație care este nouă în evoluția noastră, trebuie să ne ducă la doctor. Deci, un anumit gen de oboseală, tuse, mai ales când ne culcăm pe o pernă, înțepături precordiale după un efort. Cea mai vulnerabilă simptomatologie este cea legată de cardiopatie ischemică. Deci, vă descriu o durere anginoasă care poate să însemne un infarct miocardic, o durere care e apăsare, este umflătură, este durere, este disconfort. Disconfortul este teoretic, este de fapt cea mai bună descriere. Deci disconfort pe care îl percepem în epigastru, disconfort care se duce retrosternal, te strânge de gât sau de maxilar, se poate prelungi în lobul urechilor, da sau nu, dar în momentul în care ajunge la nivel de maxilar, se duce pe brațul stâng, se duce pe marginea cubitală, deci marginea interioară, nu? Deci unul din de ce învăț eu studenți, ce învățam eu studenții, este anumite simptome să nu arăți pe tine ca atare bolnavului, dar eu trebuie să vă arăt când ca să înțelegem mai bine, da. Sigur. Când acest disconfort din epigastru se duce retrosternal, te strânge de gât, de maxilar, se duce pe umăr, pe marginea stângă a brațului, la ultimile două degete, este durerea tipică care le lași pe toate și te duci la spital. Mulțumim frumos! Deci, mai este ceva de spus, vă rog? Nu mai este de spus. Dacă se repetă cu sau fără transpirații, și dacă este durere tipică, îți dă o angoasă, îți dă o frică, îți dă un sentiment de insecuritate. Cu aceste transpirații și cu acest gen de durere, este angină pectorală care se complică și numai doctorul știe să spună ce trebuie să faci.
Mulțumim frumos! Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Cu plăcere! Ediția de astăzi se încheie aici. Să aveți o seară frumoasă și să fim sănătoși! Bye.